Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Mario și Sonic la Olimpiadă. Suntem aici la poveste unde încă încercăm să-i scoatem pe Mario și pe Sonic din acel joc unde Eggman și Bowser i-au prins acolo așa bine împreună cu ei. Și acum suntem aici și cu Vector, mi se pare că îl chema pe acest individ, am uitat cum cheamă de păcate, pentru că nu prea, cum am spus, nu prea sunt la curent cu lore-ul din Sonic, știu doar ce era la televizor și cam atâta, știu că apare așa asta foarte târziu. Oricum, asta nu contează. Hai să vedem ce zice el. Nici nu mai avem niciunul de făcut. Luigi, uită-l pe Vector. Hai să-l întrebăm, hai să-l rugăm să ne ajute cu toată treaba asta, să găsim pe Eggman Nega și pe Bowser Jr. Păi, stai, n-am vorbit cu el. Tails, banana mea. Vector, nu coace. Avem treabă. Luigi, Tails, ce s-a întâmplat cu voi doi? Sunt aici să încercați să aruncați cu discul? Oh, vreau să vă avertizez totuși, e destul de greu. Eu, sincer, cred că nu este o șansă de câștig. Eu o să intru, așa că nu o să aveți o șansă de câștig. Stai, ce? Se sună destul de de serios. Trebuie să luăm acel sistem înapoi, pronto. Ah, ok, super, vreau să probleme. Despre asta vorbesc, ceea ce înseamnă că trebuie să ne ajut să-l găsim pe Eggman Nega și pe Bowser Jr. Asta înseamnă că trebuie să mă folosesc de picioare, ok. Oh, pardon, asta înseamnă că trebuie să coste sau ceva. Ah, da, o să vă coste, da, că asta era că mereu căuta un job sau ceva. Fie asta, ori vă treceți cu mine la aruncată cu Dixul, ce spuneți? Ok, fie, lasă să arătați, ok, sună destul de ok, după asta puteți să mă ajutați. După asta bine, vă ajut. Defeat Vector at Discus Throw. Ok, buttons only. Tilt ca să te pregătești. Rotate clockwise to charge power. Ok. Încearcă să ții 35 de grade. Și când e 90% poți să-l arunci cu Super Throw. Jesus Christ, e deja... Hold your controller. Ok, ține chestia asta, înțeles. My God! Nu, dăm direct la start, nu mai stăm în discuție, am înțeles acum, gata. Gata, mă, hai. Te știu acum să te fac. Puțin mai sus, mai sus trebuia. N-a fost ok. 36 de metri, tot puțin. Avem două încercări. Ok, asta puțin mai sus, dacă e. Too low. Iar m-am trecut ăsta, mă, cu flag, mă? Cred că l-am trecut. Oh, nice, l-am trecut cu un metru, aproape. A fost greu. E puțin până când te prinzi de faza aia, că nu trebuie să tragi la maximum rotirea aia și trebuie să dai o chestie acolo, trebuie să... De aia că apeși doar dat să arunci, că el de aruncat l-aruncă singur, de dacă dădeai prea mult, te rotai prea tare, se învârtea prost. Oh, nu pot să cred că m-ai bătut, că am pierdut în fața ta, Tails, dar hei, asta a fost chiar ceva destul de diferit. Ei bine, așa cum am promis, să vă ajut să-l găsiți pe Eggman Nega. Haida! Sunt destul de profesionist la chestii genul ăsta, așa că ar trebui să-l găsim destul de repede. Mulțumesc, Vector? Da, am editat puțin failurile pe care le-am dat până când m-am prins de exact cum funcționează mecanica. Deci dacă atunci când ne uităm după cineva, trebuie să ne uităm după chestiile... Atunci trebuie să luăm o grămadă de informații, trebuie să luăm un ton de informații. Ia fii atent aici, cred, uite, e Toadette în partea aialaltă. Ia să mergem să o întrebăm și pe ea dacă vrea să ne ajute. Vector a intrat în partea nostru, boys. Unde-i mă Toadette aia? A, uite pe Toadette. Hei, Toadette! Oh, Tails, Luigi, ce se întâmplă? Oh, căutați pe Eggman Nega și Bowser Jr. De ce? Păi, nu i-am văzut nicăieri pe aici. Ce-ar fi să ne ajut să-i găsim? Oh, sigur, ca detectivii sunt destul de distractivi, dar... voiam să intru într-un eveniment, știi?
ce-ar fi să participăm împreună și după aia mergem să căutăm, ce ziceți? Sună bine, ok. Cum aș putea să zic nu la o asemenea cerință? Oh, și Silver, lasă asta pe mine, eu o să mă duc cu Toadette, o să mă întrec cu Toadette pe acest challenge. Ok, super, fii pregătit, o să fie destul de periculos, o să fie destul de greu. Cum să nu? Ia să vedem, care-i schema? Ah, 100 de metri hurdle, what the fuck is hurdle? Ah, 100 de metri garduri. Ok, charge. Press A at the go. Spamează A-ul ca să fugi. Când te apropii de la pasta așa. Ah, când aveți zona aia, pasta ok. Gata, perfect, am și super dash. Vai, 100 de metri garduri, 110 metri garduri. Am înțeles, forță. Get ready. Hai că da. Yeet! Easy. Pară Toadette. Ce față de lipsită de emoții are. Am pierdut turbo-ul la început pentru că am apăsat din greșeală A când a zis get ready, știi, și apoi a fost A. Virar. Da, am înțeles, oricum, măcar am înțeles, asta a fost mai easy, asta a fost super easy, nici nu se compara, adică, în serios, acum. A fost rapid. Ah, am pierdut, ești destul de bun, Silver, la treaba asta. Oh, mai mult ca sigur, nimeni nu putea să... Ah, nimeni nu putea să îmi facă față mie la treaba asta. Ei, cu asta e gata, acum este momentul să căutăm pe Eggman Eggman și Bowser Jr. Ca să luăm, să luăm acel joc înapoi. Și vreau ca toți să ne despărțim și să luăm cât mai multe informații ca să vedem unde s-au dus. Oh my god, e ruj. Ei, nu putem lăsa acel joc în mâinile lui Eggman Nega, nu-i așa? Nu putem, clar. Hei, da, clar! Chestia nu putem să lăsa, nu putem să lăsa să iau, să fac oamenii să dispare, știi? Ok, să mergem peste toți să căutăm informații. Ok, toată lumea să meargă să caute informații. Tez, Luigi, o să ne întâlnim mai târziu. Băi, aici au telefoane sau cumva? Ok, acum ar trebui să trecem și noi la treabă. Să fac cât mai multe informații despre treaba asta. Oh, Toadette poate fi folosită acum la chestia asta. Acum să demnă de Dumnezeu să mai duce pe toată treaba asta. Da, merge la hartă. Unele minigame-uri sunt destul de greuțe, dar rest merg. Ok, aici să mergem la asta. Oi, Tokyo Tower, aici e Eggman Nega. Iar trebuie să mă sui pe tower? Nu pune să mă sui pe turn. Văd Shy Guy-ul. Oh. Hei, salut! Hey. Cred că Omochako în Tokyo Station vrea să întrebe dacă vrea să zică când vă uitați pe cineva sau ceva. În Tokyo Station. Ah, ok, în Tokyo Station, că e cineva acolo care zice că are ceva informație pentru noi, că noi căutăm pe cineva. Ok, Tokyo Station. Informații în plus, ia să vedem. Bă, mereu cred că e o pată pe ecran, dar de fapt e bulina asta care vine. Omochako, care mă, că-s mulți în pana mea. Mi se parcă ar fi numai unul, știi? Bă, ce creaturi dubioase-s pe aici, Iotel. Sunt mai mult ca sigur că Eggman Nega frecventează foarte des gimnaziul Tokyo Metropolitan. Ok, hai să mergem să verificăm acel gimnaziu. Jesus, frate, și-au pus o vârt peste tot. Jesus Christ. Deci cred că am fragmentat deja toată nebunia asta aici. Nu te vină. Ulit, bă, așa, ulit. Unde gimnaziu vieții și ăsta? Ăsta pun de gherlă mai partea stângă, cred. Iotel. Tokyo Metropolitan Gymnasium, ia să vedem. Oh, Eggman Nega și Bowser Jr. Ce faceți, mă? V-am găsit!
Ei, se pare că și voi v-ați prins amândoi, super. Am ajuns fix acum un minut aici, dar nu putem face nimica. Stai, deja Eggman Negan a început să analizeze jocul. Yup, și a spus că testează ceva cod pe el sau cine știe ce și nu putem să-l atingem. Dacă voi venit aici să vă băgați în treburile Eggman Negan, întregul joc va fi șters, așa că aveți grijă. Și dacă asta se întâmplă, nu doar că îl pierdem pe tata și pe Eggman, ci și pe Mario și Sony nu se mai întorc. Are de tata aici, îți dai seama. Nu-mi place, probabil ar trebui să ascultăm ce spun pentru data asta. Hai să facem ceva distractiv cât timp Eggman Nega termină analizele. Ce-ar fi să jucăm ping-pong? Am jucat ping-pong, fac. Hai, este timpul pentru voi să faceți ceva. Oh, ce sunt ăștia? Ok, este în sfârșit turul meu, e rândul meu. În momentan sunt în mijlocul unei analize, deci da, îți dai seama că este rândul tău. Du-te. Ok, nu pasă, hai să ne ocupăm de asta. Este victorie! Ce papagal sunt ăștia, frate? Deci am văzut vreodată, deci nici nu știu cine e Eggman Nega. Oh, grozav, apoi tipul ăsta. Oh. Nu te gândi că tu o să fii victoriosul Vector. Oh, God. Bine, mă. Hai să ne batem. Tennis la single, nu? Așa rău. Press X to toss the ball, press X again to serve at the right time. Character automatically moves in the position to take a shot, but you want a shot. Tilt by hitting the ball to return left, to return right. Deci sunt super, ok, deci nu e greu. Asta îl foloseam să dau cu mâna, îmi plăcea să pocnesc, clar. Dau din mâna ca și cum aș da la tenis normal. Doamne, ce urât e zaza asta. Țapă, fraiere! Sunt expert la jocul ăsta. Ja! Nice! Te scol, fraiere, hai să te văd. Directă! Proiectată și răsproiectată, boss! Are super totuși să am grijă. E rar. Știai că pot să o blochez pe aia cumva, dar e așa cu la limită, știi? Oh, fuck! M-a lovit cu ea! Bă, nesimțitule! Mi-am ucit, dau acum, fete. Îți dau și super și eu, cum să nu. Dați-o pe asta, boss! Nice, mai trebuie un punct. Ok, el servește. Match point. Țapă, fraiere. Ți-am zis că mă pricep la jocul ăsta. Maximum streak, normal. Veram cât pe ce să fie flawless dacă nu scăpam acolo mingea ca idiotul. Ideea că am dat-o prea iurea, știi? Bă, am zis eu că mă bat. Aaa, nu o să pierd asta, nu o să uit asta niciodată, să-mi ții minte cuvintele. Toată ta vorba aiurea și tot degeaba, văd că tot a pierdut. Oh, s-a activat jocul. Oh my god. Wow. E bine? Ai descoperit ceva? Da. Analiza este în mare parte completă, dar... Dar ce? Nu putem să-i scoatem din joc? Analiza mea a descoperit... Ah, nu e ce opțiune să-i scoatem afară. Ha? Asta nu poate fi adevărat.
Oh, jazz, acum ne spune, jazz ăsta. Well, noi nu putem să scoatem afară, ceea ce înseamnă că ei trebuie să se scoată singuri afară sau ceva. Chapter 8, Under the Olympic Cauldron, ok, cazanul olimpic, cazanul olimpic. Ok, am mai zis asta trebuie trecută să nu mai, să nu se agită chestia asta, adică noi trebuie să luăm medaliile și apoi să vedem ce facem cu ele. Pentru că ei nu știu ce trebuie să facă cu medaliile. Ok, și ce ar să facem cu medaliile? Hei, voi doi, iar aveți o discuție super dubioasă acolo. No. Nu? No, no, cum să avem noi discuții genul ăsta? Adică vă discutăm despre tactica următorului eveniment, cum să nu? Adică e o întâlnire strategică, înțelegi, nu? Întâlnire strategică? Ia, cred că iară faceți voi vreo schemă de aia veche de voastră. Bowser dă încet în spate. Hai, tot ce să stai să căutăm un metod de a câștiga, da, are dreptate. Eggman, cum era ceva? Că putem câștiga pentru următorul eveniment, da. Oh, am o chestie perfectă pentru tine, Bowser. Uite, o să facem mai data viitoare. Și-am fugit. Pirar. Da, un lucru e sigur, nu putem să avem credere în ea, așa că hai să urmărim să vedem care este treaba. Bum, bum. Da, de loc to Tokyo. Unde ne ducem acum? Nippon Budokan. Oh, frumos. Cred că ne batem aici. Ia să vedem aici care e treaba. A luat ăla deja medalia? N-a luat medalia. Oh, e aici, totuși Eggman. A, aici sunteți, exact cum am calculat. Bowser? Oh, el e în mijlocul unui lucru unde se concentrează pentru un eveniment aici. Se concentrează? Da, uite-l. Ce mai probabil că e aici. Următorul eveniment este judo și concentrarea este victorie. Cu Bowser trebuie să, el fiind foarte, fiind la categoria grea, îți dai seama că trebuie să... Credeți că aveți o șansă să câștigați goldul ăsta nostru? Să-l batem pe Bowser la judocanul ăsta, așa. În judo, mai ajunge pentru taibă tehniță, așa. Ok, diverse scheme. În funcție de el, așa. Grab opponent de pe A. Un opponent attempts to grab X. Deci să apăsăm X ca să dăm deflect. Apoi tilt, ca să dăm quick step-uri față-spate. Și apoi... First one to grab their opponents use the, is the attacker, celălalt defenderul. Ok, mamă, cât de dubios e. Ok, îți dăm balansul și toate alea. Ok, super, am semi-înțeles. Posibil să dăm și failuri, nu zic nu. The athletes are in position. The match has begun. Hajime! Sonic goes for the grab. Sonic goes for the grab. A firm grab. Sonic going for the throw. They back off. Sonic goes for the grab. A firm grab. Sonic going for the throw. A brilliant Kamoi. L-am aruncat! Wazahare! Wazahare! Ah, deci dacă e după aia să-l tragi în spate. Ok. The match is starting back up. Hajime! A nimble maneuver. A nimble maneuver. A firm grab. Sonic going for the throw. They back off. A nimble maneuver. A firm grab. Sonic going for the throw. Te să-l tiltuiești, știi? Sonic goes for the grab. A firm grab. Sonic going for the throw. They back off. Sonic goes for the grab. A firm grab. Sonic. Nice. That was a clean throw. Sonic. A well fought victory. Easy. A fost easy ăsta, a fost fun tot, ăsta a fost mișto pentru că trebuie să cumva să păcălești AI-ul, că dai în față, apoi dai în spate repede. Știi? Oh, Bowser, cum ai putut tu să pierzi? Oh, nu vreau să știu, săracul. Nu, nu trebuia să... Stai, trebuia să-mi folosi forța brută ca să câștig. Să știi că doar forța brută nu ajută să câștigi aici, durule. Ce supărat, Eggman. voi insectelor, și cu insectii chestiile voastre. Ok. Bowser, plan nou.
Trebuie să ne despărțim, să luăm cât mai mult, să ne întâlnim noi știi tu unde. Ok, pa Bowser! Ha, doar pentru că doar o medalie, asta înseamnă că o să te și ajutăm. Sunt total nefolositoare by singure. Ah, ai dat informații în plus. Ai dat informații în plus. A, uite, a zis ceva totuși. Medalele de aur nu sunt de ajuns de bune singure? Asta înseamnă că trebuie să le folosim cumva pentru a ajunge acasă. Aha. Nice. Eggman a menționat, știi tu, acel loc cunoscut. Cred că ar putea să fie un loc secret, mă întreb unde e. Hai să vedem unde e. Unde ducem de la tasta B? Oh, e fix aici, Tokyo Roads, pe drumuri. Scuzătoare, pe drumuri. E Toad. Ce fa, bă, Toad? Mario Sonic, i-am prins... I-am văzut pe niște indivizi care arăta ca Eggman în taxi. Oh, era în taxi. Eggman? În taxi? Că nu doar participa la concurs sau ceva, nu? S-a întâmplat ceva? Poate e planul lor să-i ducă taxiul la acel loc, știi tu, acel loc. Vă să spui ceva legat de taxi? Să vedem, era roșu. Ok. Timpul să găsim, să fugim, să prindem taxiul, ok. Chase down Dr. Eggman, spin attack for 4 times beast, așa. Sonic trebuie să ferească, hold A to speed up, hold B for spin attack. Așa, dodge car on the road, hitting you result on loss of speed. Ok, și să ai grijă multe case, the game's over and run out of time. Super. Pare logică. Mamă, e ca jocul ăla vechi cu curse 2D. Fugi, Sonic! Jeebus Christ! Uai, ce panoramă! What? Ce? Păi și cum se... What? Stai mă, trebuie să țin apăsat? Stai un pic, nu, ceva n-are sens. A, trebuie să-i apăsam, mă, tembelule. Bobiță nu ți-a apăsat, că el e mai fraier de felul lui. Checkpoint. Mamă, frate, nu văd nimica. Mă leu cu mașinile voastre, bă. Încă un atac. Cum a atins aia, mă? Ești cool, mă, cum a atins aia. Boom. Încă una. Aoleu. Banana! Vai de ca... Ce-mi puțit! Vai, dar cum merg mașinile, mă, bot cur în cur, așa? Olu. Salcă fă, Eggman! Spar mașina. Vai, am creat un accident pe stradă aici, nu pot să cred. Ei, a doua a fost mai simplu când am realizat că trebuie să ții apăsa, nu să da pești ca disperatul, e alt treabă. Când am citit bine. Te-am prins, Eggman, acum ia zi unde te duceai. Kagebushi no jutsu! Oh, era un porc! Ah, fi rar. Asta nu e Eggman. Oink, oink, oink. Fi rar! A angajat pe cineva ca să ne păcălească pe noi. Oink, oink. Și porc tembel. Ce ești? Nu deja te-a plătit? Ah, îmi pare rău pentru tine. Zgârcoman până la final. Nu l-am plătit pe săracul porcușor. Oink, oink. Ce, îți dau eu banii, plec de aici.
Stai, Eggman vorbea despre ceva flacără mare, cred că putem lucra cu asta. Hai să vedem exact unde e. Păi, la flacăra olimpică, dă! Highway Chase, asta e destul de mișto modul ăsta, sincer. Pretty, pretty nice. E bine, mai bun ca asta, aftă pentru partea asta din Mario și Sonic la Olimpiadă. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut știți foarte bine ce aveți să făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!